activitatea profesională a lui Mihnea Ion Motea este legată de diplomația românească. Născut în București la 11 noiembrie 1966, actualul ambasador al României în Regatul Unit al Marii Britanii a lucrat inițial ca procuror în cadrul procuraturii Bolintin Vale și apoi al procuraturii sectorului 1 din București. Angajat al Ministerului Afacerilor Externe, a ocupat diferite funcții în cadrul unor delegații care au reprezentat România în lume, dar a deținut și posturi, precum cel de ambasador extraordinar și plenipotențiar în Regatul Țărilor de Jos sau, din 2003, ambasador extraordinar și plenipotențiar și reprezentant permanent al României pe lângă Organizația Națiunilor Unite timp de 5 ani. Din 2015, Mihnea Motoc a fost numit ambasadorul României în Regatul Unit al Marii Britanii și în această calitate, la nici 5 săptămâni de la sosirea sa în Londra, se adresa personalului ambasadei. Am fost extrem de plăcut surprins de calitatea activismului pe care l-am întâlnit până acum, de capacitatea asociativă, care cred că este mai dezvoltată aici decât în alte locuri. Nu este mai puțin adevărat că am strâns în aceste 5 săptămâni și multe mărturii despre problemele, necazurile și chiar dramele personale ale unora dintre compatrioții de aici. Activitatea profesională în slujba României a fost efectuată de către diplomatul român în timpul președinților Constantinescu, Băsescu și Iohannis, dar și pe timpul guvernelor Tăriceanu, Boc, Ungureanu și Ponta.